Profesori, psihologi, medici ori preoți au venit la forumul Pro Urbis de la Petroșani pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la alimentația, viciile și riscurile la care ne expunem copiii. În plus, aceștia au venit și cu idei despre ce s-ar putea face pentru ca micuții să fie mai sănătoși. Primul care a vorbit auditoriului a fost primarul Tiberiu Iacobriții, care a tras atenția asupra ceea ce înseamnă acum riscurile la care se expun copiii. Dacă înainte, cu 10 sau 20 de ani, vorbeam în România despre vicii și despre ceea ce n-ar trebui să facă copiii, vorbeam despre consumul de alcool sau tutun, vremurile ne aduc și alte provocări legate, sigur, și de problema drogurilor, care iar e o chestiune care aș vrea să dezbatem în cadrul acestui forum. Dar, pe de altă parte, există și acest pericol al alimentației nesănătoase pe care eu îl consider ca fiind poate mai grav decât viciile clasice, între ghilimele. De ce spun mai grav? Pentru că efectele unei alimentații nesănătoase la copii în special se văd în timp cu repercusiuni care s-ar putea să fie irreversibile și atunci cred că noi, cei adulți, ar trebui să începem și să ne preocupăm mai mult de această problemă a alimentației în școli, și, mă rog, a copiilor care merg la școală și a celor mici. Tot despre alimentație a vorbit și deputatul Monica Iacobriții, care a spus că a inițiat programele de sport până la miezul nopții și a reușit să monteze mai multe coșuri de basket, iar acum vine cu propunerea ca elevii să primească mâncare caldă în loc de lapte și corn un an întreg. Doresc să înlocuim cornul și laptele cu un pachet alimentar, așa l-am denumit noi. Poate fi o masă caldă sau altceva. Am avut numeroase discuții cu părinții, cu profesorii. Programul cornul și laptele este binevenit, dar în fiecare zi să mănânci un an de zile doar corn cu lapte, înțeleg că acum este doar laptele, urmează să apară și cornul, este până la urmă o monotonie și este binevenit, dar din punctul meu de vedere ar trebui înlocuit cu aceleași costuri sau cu costuri suplimentare, dacă și consiliile locale acceptă să contribuie. Toți cei prezenți au fost de acord că alimentația sănătoasă nu e neapărat mai scumpă și că în loc de un hamburger sau o pungă de chipsuri, copiii pot primi mai bine o felie de pâine cu gem. În casa Policino nu se cumpără nimic conservat. Toate produsele pe care le folosim sunt produse pe care le conservăm noi, dacă sunt în afara sezonului. Încercăm pe cât posibil să folosim numai produse proaspete. Noi avem în timpul sezonului rece. Absolut toate conservele sunt realizate în casa Policino pentru că sunt mult mai ieftine. Deci, pe lângă calitatea lor, sunt mai ieftine și nu mai scumpe. Copilașii mănâncă zilnic în casa Policino două mese, o gustare și prânzuri. La fiecare masă se mănâncă legume, se mănâncă fructe, fructele le dăm ca desert și iar în fiecare zi avem salată proaspătă, fie că este din legume de sezon, fie că folosim chiar multă bază murată în sezonul rece. În plus, concluzia a fost că cei mici trebuie să fie încurajați să facă sport, să mănânce sănătos, iar factorii de decizie să vegheze așa încât să nu ajungă până acolo, încât să aibă acces facil la droguri, țigări ori alcool. După 2 ani de la debut, proiectul intitulat Fii competitiv pe piața muncii de către 10 Eurojob SRL în Lupeni a ajuns aproape de final. Astăzi, alte câteva zeci de persoane au intrat în posesia diplomelor care le certifică recalificarea în alte meserii. În total, până în prezent, 324 de persoane au beneficiat de consilier, 168 au participat la programele de formare profesională și 44 și-au găsit un nou loc de muncă. Astăzi la Lupeni ne apropiem de finalizarea unui proiect important derulat prin programul operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane, un proiect în cadrul căruia peste 300 de lupeneni au fost informați și consiliați cu privire la problemele de pe piața forței de muncă. 168 din aceștia au absolvit un curs de calificare, 2 din acești oameni care au absolvit cursuri de antreprenoriat, funcție de calitatea proiectelor pe care le-au depus
au fost sprijiniți financiar și nu numai să-și deschidă o afacere și până la ora aceasta 45 de oameni dintre ei și-au găsit un loc de muncă. Diplomele de calificare au fost acordate în prezența reprezentanților autorităților locale, la acțiune fiind prezent și deputatul Cristian Rezmeriță. Este foarte important pentru noi, și aici vorbesc ca și cetățean al municipiului Lupeni, în primul rând, nu ca deputat, ca să avem oameni pregătiți în domenii cum este administrator pensiune turistică și văd aici că sunt 22 de absolvenți, pentru că avem o dezvoltare extraordinară în zona Vulcan-Straja, în zona pasul Vulcan-Straja, în urma căruia cei care vor lucra acolo vor trebui să fie acreditați și avem nevoie de astfel de lucruri. Mă bucură faptul că avem oameni care sunt acreditați inclusiv pe construcții și vedem și eu cunosc acest lucru. Doar în vara acestui an au avut loc foarte multe lucrări în această zonă, inclusiv de asfaltări și văd că foarte mulți au diplome de asfaltatori aici. Și să știți, foarte greu ne-a fost să integrăm și să angajăm persoane din municipiul Lupeni, pentru că peste tot se cere această diplomă. Suntem convinși că, pe lângă faptul că oamenii au fost educați și au primit o diplomă de recunoaștere a acestor pregătiri, au primit și o subvenție în bani, ceea ce este un lucru extraordinar în momentul în care oamenii investesc, conform Institutul Național de Statistică, 0,7% în educație și, din păcate, 8% în băutură și țigări. Deci, aceste fonduri europene, organizate de firma Eurojob, în colaborare cu Primăria Municipiului Lupeni, sunt binevenite și oamenii își pot găsi un loc de muncă în condiții bune și în condiții care să acopere necesarul după piață. După cum au precizat reprezentanții SECE Eurojob SRL, proiectul care se va încheia peste circa o lună de zile va fi urmat în viitorul apropiat de altele similare. SECE Eurojob SRL a organizat vineri 19 octombrie în Petroșani o bursă a locurilor de muncă. La acțiune au fost invitați să participe în principal oamenii care în aceea zi au intrat în posesia diplomelor de calificare acordate de către respectiva firmă. La Petroșani este a 10-a bursă a locurilor de muncă în cadrul proiectului Fi competitiv pe piața muncii, care se implementează în municipiul Lupeni. Noi vom organiza două burse în municipiul Petroșani, în data de astăzi și în 30 octombrie. Dintre cei 10 angajatori invitați la bursă au fost prezenți cu oferte de locuri de muncă 7, majoritatea cu domeniul de activitate în turism. Din păcate, personal calificat din ce în ce mai rar în domeniile astea, dar sper să corespundă. Văzând interesul unora, chiar sunt și eu la rândul meu interesat să învețe. Nu s-a născut nimeni învățat, să aibă dorința de a lucra și de să-i placă meseria respectivă, restul se învață. La acțiune a fost prezentă și reprezentanta unei agenții de turism, precum și câțiva elevi de liceu, invitați să urmărească modul de desfășurare a unei burse a locurilor de muncă. Am venit cu 6 elevi de la liceul Hermes Petroșani. Ei au specializare pe turism și fac practică, suntem înscriși într-un proiect de colaborare cu liceele și universitatea. Fac practică la noi, în agenție. I-am adus astăzi, așa s-a nimerit ca astăzi să fie bursa la 12, ei la 12 aveau program la noi. I-am zis că este un prilej foarte bun să vină să vadă exact cum se organizează o bursă a locurilor de muncă. Dintre cei aflați în căutarea unui loc de muncă, câțiva au reușit să primească un job sau măcar promisiunea că vor fi angajați. Ați mai lucrat undeva până în prezent? Nu. Nu. Deci ar fi primul job, să-i prima spun. Prima încercare. La noi Lupeni totuși un pic mai greu cu locurile de muncă, dar sperăm la ceva mai bun. Următoarea bursă a locurilor de muncă, ce va fi organizată de către SECE Eurojob SRL, se va desfășura în data de 26 octombrie în masivul Straja. Autoritățile locale din Petrila cer vineri la Deva scoaterea din fondul forestier a unei păduri. Asta pentru că locul pădurii va fi luat de o stațiune de schi modernă ce va fi construită de o firmă privată. Prima stațiune de schi din estul Văijiului se prefigurează la Petrila undeva în Munții Șureanu. O asociație omonimă a început deja să construiască acolo și pentru a realiza o stațiune de iarnă în zona Văijiului s-a asociat cu primăria care le va oferi terenul. Suntem în procedură la Agenția pentru Protecția Mediului. Mâine
avem pregătit dosarul pentru Direcția Silvică Deva și mai departe pentru Regia Națională a Pădurilor, în vederea scoaterii din fond forestier a circa 30 de hectare care ne sunt necesare pentru construirea pârtilor deschiși. Cei cu care ne-am asociat ne-au solicitat doar terenul și partea de investiții o asigură ei integral. Despre cine este vorba? Este vorba despre Schișurianu, deci despre SC Schișurianu, despre firma care a construit domeniul Schiai Blișurianu. Dacă intrați pe internet, puteți să găsiți, ei au deja acolo construite câteva pârtii de schi, linii de telescaun, chiar am fost în vizită acolo, au și un hotel în construcție. Accesul către domeniul turistic este asigurat de drumul județean 709K Alba Hunedoara. Pe terenul accesat pentru realizarea domeniului schiabil se vor realiza 4 pârtii de schi, o linie de transport pe cablu între cotele 1300 și 1800 de metri cu punct de plecare din Valea Ușel.